Salut! Astăzi vom aborda un subiect legat de electronică și mai exact de scurt circuitul în instalația electrică a mașinii, care în cele mai extreme cazuri poate să ducă la asta, adică un incendiu de natură electrică, ceea ce evident nimeni nu-și dorește. Pentru început, trebuie să vedem din ce este format un circuit electric simplu în instalația mașinii. Începem evident cu bateria de 12V, care furnizează curent continuu sau curent direct. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că avem polarități, adică plus și minus. Un lucru extrem de important care trebuie precizat este faptul că toată caroseria acționează ca un punct de minus sau punct de masă. De unde vine acest lucru? Dacă vă uitați la firul gros care se duce pe borna minus al bateriei, la celălalt capăt acesta se înșurubează direct pe caroserie. Deci toată caroseria acționează ca masă. Dacă avem baterie sau mai bine zis acumulator, trebuie să avem și consumatori. Cum este de exemplu acest bec de 21W. Alte exemple ar fi evident pompa de carburant, demarorul, injectoarele, etc. Pentru a transporta curentul electric de la baterie la consumator, avem nevoie de conductori electrici, adică fire. Vă vorbi despre acestea puțin mai târziu și despre importanța grosimii acestora. Alte elemente pe care le întâlnim ar putea să fie un releu, cum este acesta. Vom vorbi despre el puțin mai târziu. După aceea, evident, întrerupătoare sau switch-uri, on-off, cum ar fi switch-urile de la faruri, butonul de avarii, etc. Și după aceea, ceva foarte important, siguranțe, care sunt pe cod de culoare, de exemplu, maro 7,5A, roșu 10A, albastru 15A și așa mai departe. În continuare, trebuie precizate două lucruri foarte importante. Legea lui Ohm, care spune așa, tensiunea este egală cu intensitatea ori rezistența. U este tensiunea, I este intensitatea măsurată în amperi, iar rezistența este R, măsurată în ohmi. Rezistența în cazul nostru poate să fie de obicei metal ruginit, oxid, adică puncte de masă oxidate, conductori oxidați, etc. A doua formulă importantă este formula puterii, adică puterea este egală cu intensitatea ori tensiunea. De exemplu, dacă vă amintiți, aveam acest bec de 21W, tensiunea este de 12V, în cazul nostru la mașină, deci acest bec va trage 1,75A. Împărțim 21W la 12. Cu cât este mai mare intensitatea, adică amperajul în circuit, cu atât trebuie ca și firul să fie mai gros, adică să aibă mai multe lițe din cupru în interior. Cu atât este mai gros, cu atât va rezista mai bine la curent. Dacă este subțire și este străbătut de un curent destul de mare, se va încinge și poate să ia foc, cum este în acest video. Ca să vă imaginați mai ușor, gândiți-vă la un tunel care trebuie să fie străbătut de mai mulți oameni în același timp. Tunelul este foarte îngust și sunt foarte mulți oameni. Aceștia se vor aglomera în interior și se vor încinge spiritele. În acest caz se vor încinge electronii și firul poate să ia foc, cum ați văzut în video, și implicit poate și mașina să ia foc. Dar intervin siguranțele, care ne salvează. Acestea au un mic filament între cei doi pini, care când este străbătut de un curent mai mare decât rezistența filamentului, efectiv acesta se arde, cum vedeți și în acest video. Dacă filamentul se arde, curentul nu mai trece prin circuit, deci suntem în siguranță, de aceea le spune siguranțe. În continuare am pregătit și ceva mai interesant. Am folosit o aplicație pe calculator pentru a exemplifica tot ceea ce am zis mai devreme și vom vedea și tipurile de scurt circuit, inclusiv scurt circuitul de plus la plus, care practic este mult o interferență, nu este chiar scurt circuit. Trebuie să precizez faptul că această aplicație nu suportă să folosesc o baterie de 12V și a trebuit să folosesc una de 9V. Dar ideea este aceeași. În continuare să vedem despre ce este vorba. Pentru început adăugăm o baterie de 9V și o conectăm la masă. Borna minus o conectăm la masă. În continuare trebuie să adăugăm și o siguranță fuzibilă de 5A, o luăm. Iar după aceea adăugăm și un consumator, un bec de 55W la 12V. Din păcate, baterie de 9V, fiindcă, cum am spus mai devreme, aplicația nu prea suportă tensiuni mai mari. După aceea adăugăm și un întrerupător, un switch, pe care îl conectăm după bec, după consumator. Iar după aceea adăugăm un punct de masă, ca să se închidă circuitul.
Dăm drumul la break, îl aprindem și dacă ne uităm, avem un consum de 3,93 de amperi. Dacă modificăm puterea becului la 100 de W, observați că s-ars siguranța, fiindcă a trecut un curent de 7,14 amperi. În continuare, să construim un circuit cu un releu simplu. Adăugăm bateria, o conectăm la masă și adăugăm și releul. Acesta are două circuite. Circuitul mic, care are o bobină, cea verde, care atunci când este străbătut de un curent, deschide al doilea circuit. Conectăm bobina la un switch, la un întrerupător, pe care îl conectăm în continuare la masă. Adăugăm o siguranță de 5 A pe circuitul mai mare. Adăugăm două becuri, două consumatoare de 21 de W fiecare, pe care le legăm în paralel. După aceea le legăm pe amândouă la circuitul mare al releului. Când deschidem circuitul, se aprind și becurile. Circuitul de activare consumă 90 de mA, iar circuitul mare 3 A, adică consumul celor două becuri. Acest sistem îl putem folosi, de exemplu, la blocul de lumini. Prin habitaclu dorim să avem o intensitate cât mai mică a curentului ca să fim în siguranță. Mai există un tip de releu, destul de rar întâlnit, cu două circuite mari. De obicei, acesta se folosește pentru a activa în același timp două circuite de tensiuni diferite. Tot ceea ce am făcut să adaug în plus este evident releul cu dublu circuit, încă un circuit cu o siguranță de 5 A, o rezistență de 500 de ohmi și un LED. Acea rezistență am adăugat-o pentru a mai scădea tensiunea. Activăm releul și după cum observați, se aprind becurile de 21 de W, iar pe al doilea circuit adăugat în plus cu rezistență avem o tensiune mai mică de 2,11 V. Acum să trecem la tipurile de scurt. Practic, ce înseamnă acest lucru? Se șuntează consumatorul care are o rezistență inclusă. Practic, noua rezistență va fi cea a conductorului electric, adică a firului. O rezistență extrem de mică. Dacă în legea lui Ohm, care spune așa, intensitate egală cu tensiunea pe rezistență, locuim rezistența cu o valoare foarte mică, se obține o intensitate foarte mare, adică prin circuit vor trece foarte mulți amperi. În această situație se va arde siguranța ca să nu ia foc firul. Primul tip de scurt, plus la minus după siguranță cu un punct al caroseriei. Practic șuntesc circuitul. Siguranța sare deoarece trece un curent foarte mare prin circuit. În această situație, dacă schimbăm siguranța, aceasta va sări instant, dacă este bateria conectată și circuitul sub tensiune. A doua situație de scurt circuit plus la minus presupune atingerea firului de plus cu firul de minus, acestea fiind dezizolate. În situația în care activăm consumatorul, siguranța se arde instant. Dacă vom schimba siguranța, aceasta se va arde de fiecare dată când activăm consumatorul. Următorul tip este plus la minus înainte de siguranță. Acest scurt este cel mai periculos, de obicei provoacă incendii. Practic, ce se întâmplă? Circuitul de plus de la baterie la tabloul cu siguranță este neprotejat și se poate întâmpla în situații destul de rare ca acest fir să se dezizoleze și să atingă un punct al caroseriei. Din fericire, majoritatea producătorilor introduc acest fir într-un tub de plastic pentru a-l proteja cât mai bine. Pentru a înțelege mai bine următorul fenomen, adică interferență între două circuite, sau cum se spune popular scurt plus la plus, trebuie să studiem un comportament al curentului electric. Acesta va trece mult mai ușor printr-un conductor de rezistență mică decât printr-un conductor de rezistență mai mare. De exemplu, să spunem că avem o baterie și un consumator și două fire de rezistențe diferite. Va trece mai mult curent prin conductorul de rezistență mică decât prin conductorul de rezistență mare. În continuare avem două circuite. Primul circuit are o siguranță de 500 de mA și o rezistență simulată de 5 ohmi. Al doilea circuit nu este protejat, dar are o rezistență de 500 de miliohmi, deci mai mică ca la primul circuit. După aceea avem pentru fiecare circuit legat în paralel un voltmetru și înseriat un ampermetru. Avem și două consumatoare, adică un bec de 7 W și un bec de 10 W. Dacă aprindem circuitul cu becul de 7 W, se poate observa că lumina acestuia este destul de palidă. Iar dacă aprindem și circuitul cu becul de 10 W, se poate observa că este mult mai puternică lumina becului de 10 W. În continuare vom simula interferența sau scurtul plus la plus.
Când conectăm cele două circuite, se poate observa că tensiunile se egalează, iar becul de 7W luminează mult mai puternic ca înainte. Din ce cauză se întâmplă acest fenomen? Trece mai mult curent prin circuitul cu rezistența de 500 de miliohmi, aceasta fiind mai mică ca cea de 5 ohmi. Și în cazul scurtului plus la plus se poate arde siguranța. Vom simula pe circuitul neprotejat o rezistență de 10 ohmi. În această situație va trece mai mult curent prin circuitul cu rezistența de 5 ohmi, aceasta fiind mai mică. Deoarece trece mai mult curent prin acest circuit, se arde siguranța, aceasta fiind străbătută de un curent de 637 de mA. În concluzie, încercați să evitați improvizațiile de orice fel la instalația electrică a mașinii și nu numai, deoarece se poate întâmpla o tragedie. Dacă chiar doriți să instalați diverse dispozitive electrice și nu știți exact cum să faceți, mai bine apelați la un profesionist, adică la un electronist. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați și să mă urmăriți pe Instagram. Vă doresc să aveți parte doar de drumuri bune!